Aici este familia de albina. Avem hrănitorul, bineînțeles, eu le-am dat supliment proteic pentru a ține cât mai bine ponta reginelor. Suntem 15 iulie, deci aceste hrănitoare de podișor eu le folosesc foarte bine. Am văzut că mulți mă acuză de că mi-au murit familii de albine și acum dau lecții, nu dau nicio lecție. Eu vă arăt doar cum fac eu după ceea ce am pățit. Am renunțat la polistiren temporar. Nu mai folosesc diafragme de polistiren din motive simple, că nu pot fi igienizată. Iată, scoatem benzii de varostop. Acestea sunt. Varostopul este produs în Bulgaria. Nu afectează albinele. El, de fapt, conține un petroid de contact. Iată, astea sunt benzile. Se pune aici o scobitoare și se lasă între rame. Acțiunea lor este de 30 de zile. Eu am pus de 2 ori, deja e de 60 de zile. Aici am o ramă după diafragmă, fiindcă am strâns familia cât s-a putut. Bineînțeles, în anumite zone deja e cald. Au tras mirea din această ramă de după diafragmă și o voi folosi pentru lărgirea cuibului, da? La patul cald am observat un lucru. Am observat un lucru anume că reginele au tendința să ponteze spre față mai mult decât spre spate. Am să vă arăt și diafragma care am gândit-o eu. E din scândură. Iată. Asta e diafragma din scândură făcută de mine. Nu mai îmi bat capul cu polistiren. Oricum nu poți să folosești foarte mult timp polistirenul din cât am observat. E, de la an la an mi se pare că e o sursă mai mult de boli. Chiar datorită cauzei că nu pot fi dezinfectate. Așa, cu diafragmele astea voi proceda exact ca și cu stupul. Le spăl și după aceea îl flambez. Pot să-l folosesc unde vreau eu. Eu nu scot toate ramele, bineînțeles, că nu mă interesează. Mă interesează ultima ramă. O să vă arăt, eu deja sunt pregătit. Aici avem miere căpăcită. Deci eu mă pregătesc doar pentru iarnă, nu și pentru altceva. Deci e ultima ramă cu miere căpăcită aici. Un pic de păstură. Aceasta ar fi o ramă în plus. Cum ar veni, dar o las în cuib. E mai în siguranță. La capătul cuibului, nu în cuib. Desprind fiecare ramă în parte pentru a putea trage ramele spre mine. Aceste diafragme, eu am pus o diafragmă și în față, chiar pe peretele exterior, pentru a resimți albina cât mai
greu schimbările de temperatură din timpul nopții. E foarte rece noaptea, a fost 13 grade, 12 grade. Deci măcile ar limita ponta în aceste condiții. Știu că cuibul se află pe zona asta, deci trag primele 5 rame ca să-mi fac loc să accesez ramele care mă interesează. Nu vreau să ciupesc albina, dar oprim puțin și după aia dau drumul. Deci mă interesează rama din față, cum am zis, au tendința să... A intrat o albinuță în fundă. Mă interesează doar ramele din față. Deci are regina tendința să o... Aici, bineînțeles, a eclozat albina. Mă interesează dacă o bine. O chiar foarte bine, sunt mulțumit. Eu mă lupt de acum încolo cât mai mult să văd dacă ouă mărcuță, mă uit după mărcuță și apoi vă arăt rama respectivă cu larvar. Cum a eclozat albina din mijlocul ramei și exterior, așa încerc. Acest efect este în patul cald, în patul rece e mai complicat cu formarea cuibului. Ea va trage tot timpul spre exterior, exact ca și la ramele acestea în pat cald, tot spre exterior au tendința să formeze cuibul. De aceea nici n-am verificat ramele respective, aici nu văd urmă de blocaj. Vom vedea dacă îi lărgesc cuibul. Sau dacă mai strânturesc sau înlocuiesc rama, depinde ce văd la a doua ramă. Aceasta este a doua ramă, ar trebui să... Nu știu exact ce e pe ea. Nu umblu foarte des la albine. Să vedem. Mă interesează dacă au ajuns matcancelurile de aici. A ajuns și... Aici vine albine cu polen. O să vă arăt. Deci, aici avem un pic de mier, un pic de păstură. Și această ramă o voi da după diafragmă. Bineînțeles, mă uit bine pe ea dacă nu cumva dintre matca și o voi înlocui cu rama aceasta care a fost după diafragmă. Ca să îi fac spațiu de lucru. În caz că apare ceva. Cules. Bun, acum împingem toate ramele în același timp. Evităm astfel accidentarea reginei din greșeală, omorârea albinelor din greșeală, deci nu prea are rost să iau tot cuibul la mână. La o verificare eu nu iau tot cuibul la mână, nu prea mă interesează, văd, dar repuie.
punem diafragma asta. Și rama după diafragmă. Din familia respectivă am făcut și 3 roișori, mi se pare că. Dar acum să vă arăt tratamentul acesta, cum se procedează. Să vă arăt aici.